Regulile de comportament depind foarte mult de felul unde noi am fost surprinși în momentul cutremurului. Și, dar ceea ce se recomandă pentru toți este faptul să ne păstrăm calmul. Fiind, deci, cu mai liniștiți în momentul cutremurului, am putea lua decizii mai corecte. Noi recomandăm de a lua unele măsuri până la producerea evenimentului seismic. Deci, dacă noi am simțit prima undă, peste 19-26 de secunde, unda a doua ne zgudui mai puternic. Și iată, acele 19-26 de secunde sunt suficiente pentru a părăsi încăperea, fie de la nivelul întâi, sau dacă suntem într-o casă particulară, sau în cel mai rău caz, pentru persoanele care pot foarte repede să se miște și să părăsească încăperea, se mai recomandă și la nivelul 2. Mai sus, nici într-un caz. Ocupăm o poziție și stăm în camera unde ne-a surprins seismul. Deci se recomandă de a ocupa o poziție opus ferestrelor, într-un colț de cameră, într-un toc de ușă, care, dacă la sigur se știe că este perete seismoresistent, atunci el ne va proteja. Sau sub o grindă de rezistență. Deci și stăm în poziția respectivă, în locul respectiv, până nu se termină vibrația seismică. După aceea, dacă noi suntem la calm, la rece, bineînțeles, putem să mai ne mișcăm și să sprijinim obiectele care pot cădea peste noi. Deci să fim atenți la obiectele care pot cădea pe noi, să ne ferim în modul respectiv. Dacă nu avem un toc de ușă, atunci ocupăm o poziție lângă o masă, într-un colț de masă sau chiar sub masă, pentru a ne proteja de căderile de tencuială care pot fi de pe planșeu, de pe pod, și așteptăm până se termină vibrația seismică. În cazul că noi suntem surprinși într-un local aglomerat, fie în școală, fie în magazin, într-un market, cinematograf, biserică, etc., aici deja este o situație mai complicată, aglomerația deci presupune mai multă panică, dar oricum, dacă suntem elevii la școală, ocupăm o poziție sub bănci, în genunchi, ne protejăm capul, și așteptăm, de fapt, copiii procedează, elevii, conform indicațiilor profesorului. Nici într-un caz sau practic se interzice de a alerga pe scări, de a folosi ascensorul și de a ocupa o poziție lângă fereastră sau la balcon. Este categoric interzis, fiindcă omul inconștient, la durata unor vibrații mai mari, pentru a se salva, inconștient ar putea să sară peste fereastră sau peste balcon. Și iată, astfel de cazuri am avut anul 1986, când un tânăr a sărit de la etajul 4, deci altul a părăsit scara de la bloc și a fost lovit de un obiect în cădere. Am avut două jertfe la acel cutremur, la 77, deci păreri de bine, au fost evitate toate aceste cazuri, dar deci pentru, dacă noi vom respecta toate aceste deci recomandări, vom fi mai siguri în noi și vom putea evita astfel de cazuri. În momentul când suntem într-o unitate de transport, aici foarte greu se simte cutremurul și iată, dacă deplasarea se face în viteză pe magistrale, atunci nu se mai simte că este cutremur și atunci putem fi aruncați pur și simplu de carosabil. Atunci când suntem la volan și avem informații, fie prin radio, o primim mesajul respectiv pe telefonul mobil și așa mai departe, atunci pur și simplu stopăm mișcarea, deci parcăm alături de carosabil, dacă suntem pe un pod numai decât, sau sub pod numai decât ieșim din această situație, în locuri mai libere, nu sub stâlpii de electricitate, căutăm astfel de posibilități. Dacă ne-a surprins cu tremurul în stradă, pur și simplu trebuie să ne ferim, să ne îndepărtăm de clădiri cât mai departe, ne îndepărtăm de stâlpii de electricitate, de liniile de
electricitate, de troleibuze, deci pereți înalți, de stâlpi, chiar de lângă copaci care pot unii să întâmple ceva, adică să rupă și așa mai departe. Și deci în locuri libere, în spații libere, dacă aceste spații există. Iar acolo unde este aglomerație mare de clădiri, aceste spații pur și simplu practic nu există. Și de aceea, iată, la finalizarea unui cutremur, se recomandă tuturor celor care au fost încăperi să se deplaseze, nu înainte de a verifica accesul către exterior, că dacă este liber, să se deplaseze în aceste spații libere pentru a aștepta o anumită perioadă, deoarece la producerea unui cutremur puternic întotdeauna vor urmea o serie de replici. Și iată, a ne afla la momentul acela într-un spațiu liber, mai ferit de clădirile care, dacă au sferit, pot sferi în continuare, chiar și la zguduiri mai mici, deci se recomandă de a ocupa în loc în aceste spații libere care sunt mai departe de clădiri, mai departe de alte obiecte înalte.